Ea este Ana Stratulat, creierul din spatele patiseriei artizanale Dulce Hana. Ana a deschis patiseria acum 6 ani, urmând pasiunea pentru copt moștenită de la bunica și mătușile sale. Femeia a adaptat și personalizat rețetele celor mai populare deserturi: prăjitura Kiev, cheesecake, crumble de migdale, tortul lapte de pasăre, tartele de ciocolată, alune și caramel, bomboana Kiev și prăjitura Pavlova. Anume ultima ne-a cucerit iremediabil și am căutat să aflăm secretele din spatele acestui desert. Există mai multe teorii despre originea prăjiturii. Una spune că istoria a început în 1926, când un patiser din Wellington l-a pregătit în cinstea balerinei Ana Pavlova, după prima ei vizită în Australia. Noua Zeelandă cere drepturi de autor pe această invenție delicioasă, chiar dacă a făcut-o publică abia în 1929. În același timp, gastronomii au descoperit rețetele a peste 150 de prăjituri asemănătoare care datează cu mult înainte de 1926. Se știe sigur doar un lucru. Puțini sunt cei care au gustat din Pavlova și nu au rămas impresionați. După această incursiune în căutarea originilor, revenim pe strada Șusev, în bucătăria patiseriei Dulce Hana. Primul detaliu care contează este calitatea și originile ingredientelor. Ouăle, zahărul, migdalele, mierea, morcovul, untul, nucile și căpșunile folosite de Ana la crearea prăjiturilor sunt alese cu grijă de la producătorii locali. Nu de alta, dar nimic nu întristează mai mult ca o prăjitură cu fructe fără gust. Pavlova este o prăjitură de o finețe rară, formată din bezea crocantă pe exterior și moale pe interior, confit din căpșuni, cremă și pomușoare pentru decor. Rețeta pare simplă la prima vedere, dar totul se complică atunci când începe prepararea ei. Albușurile se bat până formează bule de aceeași dimensiune, se adaugă zahărul tost treptat, până se formează o bezea fermă și lucioasă. Bezeaua se testează după cristalele de zahăr. Dacă ele nu se simt deloc, înseamnă că merenga este aproape gata. Spunem aproape gata pentru că mai urmează 2 ingrediente esențiale pentru pavlova făcută de Ana și care nu părăsesc bucătăria ei. Compoziția este bătută la viteză mare, preț de câteva secunde, și apoi mutată în cuptorul preîncins la 90 de grade Celsius timp de vreo oră 40 de minute. Bulgărașii din albuș sunt gata atunci când se desprind cu ușurință de pe hârtia de copt. Este important ca bezeaua să-și păstreze culoarea albă. În sezonul rece, confiul este preparat din căpșuni crescute în Republica Moldova, colectate vara și congelate. Fructele sunt tăiate cubulețe, puse pe foc la temperatura de 40-50 de grade Celsius și presurate cu zahăr cu pectină, o soluție care, prin amestecare cu apă și prin fierbere, capătă forma unei gelatine. După 5 minute la foc mediu, compoziția se lasă la răcit. Crema se face cu frișcă rece de 36% și mascarpone, se bate până devine fină, apoi se presară semințele de vanilie. Ana preferă să nu adauge zahăr în cremă, bezeaua este suficient de dulce. În final, prăjitura este decorată cu fructe și pomușoare în funcție de sezon și e gata să fie devorată. Îi urăm Anei multă inspirație! Iar cu tine ne vedem în episodul următor din proiectul Cum se face. Fii alături de noi și nu uita să susții producătorii autohtoni.